Salutare, dragilor! Vă salutăm acum dintr-a treia noastră locație, aici în Cipru, vacanța noastră care a durat 8 zile și am luat chirii de pe Airbnb la câteva zile, diferență, 3 chirii am avut, despre celelalte vedeți în clipurile anterioare. Acasă este ultima zi în care deja mergem spre casă și de seară toată ziua o să mai avem pentru plimbări. Suntem acum locați. Locația unde suntem acum este la poalele muntelui Trodos, 10 minute de la mare, partea de la, la Valea Marea, la dealul muntele. E logic, nu că e la vale și e la deal. Pentru că eu m-am încurcat, viața mea m-am încurcat cu est și vest. Este foarte frumos aici, suntem în... Cum se numește? Este un sătuc, Scarino. Și aici sunt multe așa căsuțe din una în alta, pentru că e zona muntoasă și cumva așa, cu ridicături, cu coborâșuri, e foarte interesant. Deci, dacă vreți să aveți experiență și de munte, nu doar de plajă, recomand în zona muntoasă. Ia uitați ce trebuie să mai zic de-am, Mihai. Da, aici și de fain că peste tot sunt pisici, dar multe și au un caracter de ăsta. Cipriot. Sunt răli. Cu toate că ciprioții nu sunt răi, să vă spun sincer. Sunt oameni primitori și am făcut cunoștință cu foarte multă lume aici, care ne-au lăsat impresii foarte, foarte frumoase despre această insulă pe care poți să o traversezi timp de 2 ore, cred că 3 ore dintr-un capăt în altul. Da, partea grecească, pentru că ea este împărțită în două părți. Noi ieri am avut șansa să ajungem în Nicosia, unde, mă rog, Mihai a mai avut șansa să-și petreacă câțiva ani de copilăria sa, adolescență mai degrabă, și am fost ieri să vedem orașul, ne-a arătat capitala Ciprului, unde puțin am fost dezamăgiți, pentru că au fost așteptările că capitala se dezvoltă și crește și cumva e parte mai curată, mai dezvoltată, mai frumoasă. Din păcate, nu. Orașele de la sudul insulei, așa ca Limassol, Paphos, Agia Napa, care mai ele sunt cele care s-au dezvoltat foarte tare? Da, ele sunt cele care s-au dezvoltat cel mai mult și, din păcate, capitala a rămas cumva în urmă. Sunt foarte mulți veniți din alte continente. Nu vreau să fiu naționalist, dar cei rasistă, da, rasistă. Dar cei care la moment au acaparat capitala, nu păstrează curățenia și asta cumva pe noi așa ne-a lăsat cu un gust amar. Însă, pe viitor, noi vom ști că partea de sud a insulei se merită să o vezi. Sunt foarte multe lucruri care nu am reușit să le vizităm și noi neapărat o să ne întoarcem înapoi. Iar aici, în zona muntoasă în care noi acum suntem, sunt foarte multe locații faine, un fel de dealuri. E gen în Irlanda, cei din Irlanda care ne privesc, cam așa cum se zice la noi în munți, dar acolo nu sunt munți, sunt niște dealuri cumva mai... Să uit o mâță lungă la mine și m-am fâstișit. S-a dus la deal. Sunt niște dealuri așa mai muntoase, dar nu sunt munți. Însă aici, oricum, se spune că sunt munți. Aici, unde ne aflăm acum, este ultima noastră locație și, apropo, nu știu dacă am spus mai devreme, astăzi este ultima zi, deja că noi mai săvorăm încă câteva ore și plecăm deja spre casă. Am găsit așa o chirie micuță pe Airbnb, care ne s-a părut destul de nice. Aici avem patul mare pentru cei maturi. Acolo avem un limbric care se joacă în telefon. Ascundeți țâmburușii. Și patul ăsta este... Cum se numește? Care se desfaci? Se întinde. Se întinde, se desfaci. Baia, avem și o măsuță, avem și bucătărie. Și acolo sus, hai sus să arătăm că e fain... terasa de afară. Avem și niște vecini care, din păcate, deja au plecat, că v-aș face cunoștință. Of, de să ascund ștergarul ăsta. Tipul ăsta de case, cu vie, cu flori, dar florile astea m-au dat gata, ele ieșe pe mine. Eu sunt drăgostită de... Și Grecia și Cipru, la fel, au flori, așa, peste tot. Și mai ales alea de afară. Poate mergem... Vi se văd ori florile astea de afară? Nu, aici suntem presus. Ah, ia uite-le, sunt. Să văd, dar puțin. Încolo, în partea ce e muntele Trodos, noi suntem la poalele, la poalele de est, corect. Ați văzut că nu m-am curcat? Și genul acela de flori.
eu le ador și ele sunt peste tot. Uite și mai la deal, la casa cealaltă, la fel. Da, noi deja trebuie să plecăm, dar pentru că astăzi nu stă nimeni la chirie aici unde noi am închiriat, avem șansa să ne întindem o leacă mai mult. Sunt mai multe apartamente micuțe, de genul, acolo este o doamnă, pe partea asta altă stă o doamnă, avem o masă de mijloc și toți noi avem acces la același bazin. E ca o, știi, parcă sora, fratele, mama, tata, parcă te străiesc și nu nimeni. No, aseară la o bucată de noapte ne-a scăldat aici, cu chiu cu baie, apropo și ploua ieri încă. Și tare fain, luminițele nu se văd, dar noaptea luminează albastru. Și uitați-vă cum se vede o bucată de insul în parte și el altă spre mare. E tare fain. Locația asta e faină. Aici, apropo, e o cameră pentru două persoane, cu mini-bucătărie, cu baie vecie, tot absolut necesar. Și ieșirea direct la bazin. Asta e unica chestie care îi, că sunt mai multe apartamente la același bazin, dar pe bune. Uitați-vă că nu-i nimeni acum. Ia și gândac, este libelulă. Fiu! Și noi am plătit 60 de euro pentru o noapte aici, corect, Mihai? 60 euro pentru noapte la locația care suntem. Minunat, trei persoane. Deci noi suntem îndrăgostiți de această insulă și noi foarte tare ne dorim noi să revenim aici. Oamenii care am cunoscut, locurile pe care le-am vizitat și mai ales faptul că aici, pe insula asta, am primit inelul. Mișa se râde, ieri am fost la locația unde, cum se numește unde tu ai trăit? În Lăcătamea. Și am fost la o doamnă unde el a stat la chirie, dar doamna ce are bakery, are brutărie și doamna când l-a văzut l-a cunoscut. Deci are brutăria asta deja peste 30 de ani. Și vorbeam cu ea, dar ești așa engleză, uleacă, și eu cu a mie, e cu a ei, mai scurt noi ne înțelegem. Și Mihai nu și povestea și vrem și eu să mă bag în vorbă și tot arătam. Și tot arătam. Mihai zici că tu îți bagi mâna. Deci, insula asta are o însemnătate aparte, de ce noi ne dorim foarte mult. Dacă o să mai doriți să aflați mai multe informații, mai multe detalii despre cum găsiți chirii, despre detalii despre zbor. Noi zborul, biletele pentru Cipru, Creta, biletele pentru Cipru le-am luat din ianuarie și tot a fost în glumă că la o bucată de noapte să tenși, nu uitam, schede să vedem unii, m-am putea noi să ne ducem. Și când am văzut cât sunt de ieftini, deci e foarte important să luați biletele din timp. În felul ăsta nu dai toți banii odată și nu simți cumva vacanța asta, prețul vacanței, să-i spun așa. La urmă rămâi doar să-ți iei bani de cheltuială și atâta tot. Ce ține de mâncare, Grecia, Cipru, Creta, nu se merită să mergeți la hotel all inclusive. Asta nu-i Turcia. Aici e frumos. Ca să savorezi insula asta, trebuie să mergi la acele taverne, la acele locații. Sunt foarte multe familii care au business-ul lor de familie, un restaurant sau o terasă afară și au bucătăria lor, cipriotă, grecească. Când suntem în Cipru, vorbim despre ei. Dacă vrei să guști gustul autentic cipriot, du-te și mănâncă la restaurantele locale. Și nu la asta fancy, pentru că acolo rămâi tot cu aceeași mâncare care o ai. Da, mâncare e foarte bună. Ei au tot a lor aici. Aceleși legume, acele fructe. Noi mergeam pe magazin, eu mirosăm, pentru că era cineva să uita la mine, eu mirosăm toate legumele și fructele. Sunt foarte bune. Și ei tot a lor au absolut. E foarte sănătos aici. De asta nu se merită all inclusive să stați în hotel, să mâncați în hotel. Nu cheltuiți banii aiurea. Savurați, căpătați experiență, pentru că toate chestiile astea nu se uită așa ușor. Iar acum ne trebuie să eliberăm apartamentul și vom merge la ultima zi, câteva ore le avem până la zbor. Mergem la Agenapa, după care mergem spre... o să mergem și prin Limassol puțin, corect? Da, mergem să vedem Limassol, care este acum foarte mare. S-a mărit destul de considerabil și acolo sunt niște zgârie nori foarte mari. În ultimii ani, vorbisem apropo cu cineva că aici foarte mult se dezvoltă țara și foarte multă lume vine și își cumpără locații pentru că țara este în dezvoltare, ca idee, și ne vine cu noi încoace. Așa, dragilor, v-am pupat și ne vedem în Cipru!